Frați și surori, dragi ascultători, suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru momentele binecuvântate pe care și în seara aceasta le petrecem împreună în casa Domnului și la ascultarea Cuvântului Sfânt. Ne bucurăm de cei care ne vizitează, care sunt împreună cu noi și le dorim binecuvântarea Domnului în mijlocul nostru. În același timp, cred că am fost provocați să lăudăm pe Domnul prin cei care ne-au slujit până în momentele acestea. Ce frumos este să auzim o așa armonie de chitare. Domnul să binecuvinteze pe cei ce și-au pus darul lor în slujbă pentru Domnul. Ce să mai spunem de cântarea corului care ne-a îndreptat atenția spre veșnicie, cu siguranța asta, că odată îl vom vedea pe Domnul. Eu spuneam, chiar dacă are să mi se nemicească pielea și carnea, ochii mei vor vedea pe Dumnezeu, ochii mei și noi altuia. Suntem în casa Domnului cu această nădejde, cu această siguranță și după timpul de laudă am vrea să petrecem câteva momente în rugăciune, înălțând strigătul inimii noastre înaintea celui preanalt. În seara aceasta am vrea să ne rugăm. Oamenii nu mai suportă să audă învățătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Oamenii își dau învățători după poftele lor și ascultă pe cei care nu merită. De aceea, pentru noi, în seara aceasta, aș vrea să actualizez la plural, într-un fel, îndemnurile Apostolului Pavel, care ni se adresează direct și în mod specific, spunându-ne: dar voi fiți treji în toate lucrurile, răbdați suferințele, faceți lucru unor evangheliști și împliniți-vă bine slujba. Am vrea să fim motivați în închinare de aceste îndemnuri. Am fost dimineață la Soloneț, salutări din partea celor care cheamă numele Domnului în această localitate și m-am bucurat că pentru prima dată a pășit pragul casei Domnului cineva care a venit să aducă surorile la închinare. Era șoferul care a venit să aducă surorile la închinare și a zis: vreau să stau cu voi în biserică. Ne rugăm ca Domnul să lucreze la viața lui. Amin. Avem alte motive să mulțumim lui Dumnezeu. Ne-am rugat pentru sora sau pentru Raluca Rusnac, să fiu mai concret, care trece printr-o încercare deosebită. Dumnezeu a făcut ca în urma chimioterapiei tumora să se restrângă, a fost operată, a trecut de la anestezie în salon. Dumnezeu a făcut ca operația să treacă cu bine, deși a fost foarte complicată. Ne mulțumește în seara aceasta pentru rugăciunile care le-am înălțat pentru ea. Abia așteaptă ca Dumnezeu să-i dea vindecare deplină și să vină între noi și să mărturisească despre minunea care a făcut-o Dumnezeu în viața ei. De aceea, în seara aceasta, suntem chemați să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ascultă rugăciunile și pentru că răspunde la vremea potrivită. Și chiar dacă uneori trecem prin cuptorul încălzit, Dumnezeu nu ne lasă singuri și avem biruință deplină în numele Lui. Dar pe lângă aceste motive de rugăciune, am vrea să fim alături de Apostolul Pavel, să păstrăm în atenție îndemnurile cu care ni se adresează și nouă în seara aceasta. Și am vrea să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să fim treji. Și treji în toate lucrurile. Trăim într-o vreme în care somnul cuprinde, am putea spune, pe cei care nu sunt veghetori. Există un somn al păcatului, există un somn al plăcerii, există un somn al nevegherii. Îndemnul lui Dumnezeu pentru noi ca biserică este să fim treji și zic ca Domnul să ne ajute. De aceea, în seara aceasta am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să veghem, să nu adormim. Așa ca ucenicii care au fost chemați alături de Domnul Iisus Hristos să vegheze în rugăciune în Ghețimani. Și de trei ori când Domnul a mers să vadă cum se roagă ei, de fiecare dată i-a găsit dormind.
De aceea am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne înflăcăreze Duhul rugăciunii, să întărească mâinile obosite, să întărească genunchii slăbănogiți și să ne ajute să fim veghetori, adică atenți, nu numai ca să ținem sus flacăra rugăciunii, ci să fim atenți la ce se întâmplă, să fim cu luarea minte, să înțelegem vremurile în care trăim și să fim gata pentru a vedea semnele care arată că Domnul nostru e gata să vină, este chiar la uși. Dar Apostolul Pavel ne spune apoi să răbdăm suferințele. Nu e așa că trăim într-o vreme, într-o generație în care oamenii nu mai au răbdare. În vechea generație aveam răbdare să stăm la coadă. Și nu știu cum, aveam răbdare atunci. Dar astăzi, dacă cineva a intrat înaintea noastră, Doamne ferește! Ei, așa se întâmplă în societate, dar ce să spunem între noi? Mai avem răbdare cu copiii, mai avem răbdare cu partenerul de viață, mai avem răbdare unii cu alții. Toți sunt gata de revoluție. Toți sunt gata să alerge pentru a fi primul. Apostolul Pavel spune, fiți răbdători și răbdați suferințele. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim îndelung răbdători și Domnul să ne ajute să răbdăm orice suferință, orice încercare, pentru că prin toate acestea Dumnezeu lucrează desăvârșirea noastră și asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, fiți gata să slujiți ceva, faceți lucrul unor evangheliști, cu alte cuvinte, fiți mesageri, purtați Evanghelia, fiți gata să semănați cuvântul și zic, Doamne, ajută-ne și împliniți-vă bine slujba. Dumnezeu dorește ca să fim oameni care să îi slujim cu credincioșie, dar în același timp să îi slujim lui Dumnezeu cu excelență. Mă bucur în seara aceasta că văd aici în slujire o nouă generație. Mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. Cât de mult ar trebui să ne rugăm pentru aceia care au pus mâinile pe coarnele plugului, ca Domnul să-i ajute să slujească bine, să-și împlinească bine slujba. Dar slujirea nu-i numai pentru ei, slujirea este pentru fiecare dintre noi, să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim buni slujitori. Amin? Ne ridicăm, formăm grupe de câte 2-3 persoane. Și potrivit îndemnurilor care le-am auzit, haideți să ne unim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toții, să încheiem venind împreună înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea domnească. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin.